Ok, hai! Nu pot să o fac! Nu merge! Ia uite! Opriți-vă, băieți! M-ați udat! Ce faceți aici? Oh, noi am făcut asta? Scuze! M-am săturat! Noi doi ne despărțim! Acum ce mă fac? E în regulă, frate! Merg eu la bal cu tine! Sau mai bine, du-te cu fata aia! Cu ea? Serios? Invit-o! Ah, bine, e timpul să arăt ce pot! Bună, ce faci? Uită că am întrebat! Bună, frumosule! Nu-mi vine să cred că fac asta! Vrei să mergi la bal cu mine? Sigur, ar fi super! Eram sigur că o să spui da! Ok, haide! Abia aștept! Un băiat m-a invitat la o întâlnire! Și ce băiat! Da, da, cum zici tu? Stai pe loc! Oh, primul meu sărut! Poftim? Aoleu! Asta nu se va întâmpla! Ha? Ce se întâmplă? Avem foarte multe de făcut! La ce te referi? Nu te-ai prins? Ai coșuri! Nu-i nimic! O să le storc! Ăsta pare suculent! Hei, oprește-te! Dar... Nu înțeleg! Nu-i nevoie să le storci! Am ceva pentru tine! E aici! Uite! Îți va rezolva toate problemele legate de coșuri! Să trecem la treabă! O să doară? Oh, se simte ciudat! Ești sigur că va funcționa? Ai încredere în mine! O să scapi de toate coșurile! Ăsta e ultimul! Wow! Ce ten fin am! Cum ți se pare? S-ar putea să fie mai greu decât am crezut. Am nevoie de ceva pentru iritație. Aha! O, aloe vera! Mama natură nu mă dezamăgește niciodată! O să folosesc frunza asta! E perfectă! Trebuie doar să storc gelul! Uite! O să-l pun în bolul ăsta! Cred că ăsta e tot! Acum o să adaug niște sclipici. Așa creez un scrap facial și adaug un pic de strălucire. Apoi voi amesteca totul. Încă puțin? Cred că e gata. Rețeta asta nu mă dezamăgește niciodată. Ce mai așteptăm? O să-mi scot ochelarii. O să întind amestecul de aloe peste zonele iritate. Mă bucur că am destul. O să am nevoie de el. E rece, dar se simte bine. E ca o mască facială. Și acum? Trebuie să aștept? A trecut suficient timp. Hai să te ștergem. Îmi plac momentele astea speciale petrecute împreună. Cum e? Wow! E o senzație uimitoare! Funcționează de fiecare dată. Hai să mergem. Wow! Îmi strălucește tenul. Niciodată n-a arătat așa bine. Coșurile au dispărut. Mulțumesc foarte mult. E timpul pentru gustări. Îmi plac tăiței. Ce ai pățit? Vreau să arăt bine la bal. Și știu exact ce trebuie să fac. Lasă-mă puțin. Stai să-mi termin tăiței. Ce faci acolo? Surpriză! Ce? Ce ai făcut? Te duci la școala de clovni? Nu-ți place? Mie mi se părea că arăt elegant. Trebuie să reevaluez situația. Stai așa, cred că te pot ajuta. Trebuie să găsesc ceva pe aici. Aha, asta e perfectă! Olivia, uite! Banda adezivă? Serios? Stai pe loc! E cam ciudat! O să-ți lipesc niște bucăți în jurul ochilor, fix așa! O să fac același lucru și pe partea cealaltă! Arată bine! Acum am nevoie de farduri de ochi! Ți-ar sta bine cu albastrul ăsta! O să-ți scoată ochii în evidență! O să-l pun în colțul ochiului! E foarte rapid și ușor! Apoi voi da jos banda adezivă. E ca și cum ai dezlipi un plasture, iar rezultatele sunt uimitoare. O să-ți placă la nebunie. Cum arată? Mai bine decât încercarea ta. Dar nu e gata încă. Stai să mă gândesc. Oh, furculița mea. O pot folosi cu succes. Ce faci acolo? Am nevoie de o pensulă. O să creez o capodoperă. Ia să vedem. O să trec pensula peste furculiță, dar doar pe exterior. Mă bucur că nu ne vede nimeni! Acum pot îndepărta furculița. Trebuie să omogenizez fardul. Mă gâdilă! E o metodă excelentă de a contura fața. Îți scoate în evidență trăsăturile. Să nu uit de obraj. Dau rapid cu pensula. Și apoi aici.
Și asta e tot. Sunt un adevărat artist. Uite ce a ieșit. Oh, wow! Eu sunt! Îmi place foarte mult! Faci vrăjitorii cu pensula de machiaj! Deci, ce urmează? Mai avem ceva de făcut. Avem nevoie de niște haine noi. Ce ai pe aici? Hai să vedem. Chiar porți chestia asta? Mi-a tricotat-o bunica! E o piesă clasică! La atac! Nu? Nu se poate! Hei, ai grijă! Fii atent! Îmi place asta! Trebuie să pot purta ceva! Ha? Gata! Ce zici de asta? Asta e ce trebuie! Nu! Întoarce-te! Vreau să mă schimb! Nu-ți place? Ok! Da! Asta e perfect! O să mă schimb rapid! Mă simt atât de confortabil! Dar trebuie să fac câteva modificări! O să-mi trec brațul prin gât! Și o să fac la fel cu cealaltă mână! Până acum e bine! Acum o să iau mânecile și o să le înfășor în jurul taliei. O să fac un nod la spate. Mai am de făcut un singur lucru. Să-mi desfac părul. Gata! Liam, poți să te uiți acum? Wow! Nu-mi vine să cred! E de bine? Arăt superb! Tu ești? M-ai impresionat! Mă bucur foarte mult că suntem aici! Știu, nu-i așa? N-am crezut niciodată că voi fi aici cu tine. Mă simt foarte bine. Mai avem de făcut un singur lucru. Mi-ai citit gândurile. Hei, Annie, trebuie să vezi chestia asta. Nu e așa că e amuzantă? Of. Ah, Annie, uită-te la mema asta. Nici măcar nu mi-am terminat cafeaua încă. În sfârșit, pot să stau și eu singură. Și m-am pripit. O pisică pe bicicletă! Asta e o baie! Calmează-te! Pa! Hei, Annie, ia uite! Ok, sunt atentă la tine. E amuzant, nu-i așa? Ah, haide măi, e haios! Ah, de că s-ar fi urcat în avion! Ce? Frate, sper că e gata de plecare! Întâlnirea noastră era în seara asta? Dar uite ce mizerie! Adam nu poate să-mi vadă casa în halul ăsta! Trebuie să fac curat cu viteză maximă! Aproape am terminat! Prafule, dispari! Ce faci acolo? Ups! Slavă Domnului că-mi stă bine părul azi! Vin! Bună, Adam! Intră! Te așteptam! Iu, bem ceva și stăm de vorbă? Păi, ar trebui să plec acum, ok? Mersi că ai venit pe aici! Pe curând! Frumoasă casă! Of, a fost intensă treaba! Ah, înapoi pe canapea! M-am întors! Să înceapă maratonul de filme! Frate, ce bine e! E ziua de spălat rufe! Ce bine că nu am prea multe de spălat! Oh, blugii mei! Îi ador! Clar, asta e perechea mea preferată! Și gata! Doar o încărcătură mică de rufe! Așa, n-ar trebui să dureze prea mult! O să verific timpul uitându-mă la ceas! Aș putea să stau aici și să aștept! Wow! Învăț atât de multe! Da, aștept să fie gata rufele mele. Ah, a terminat mașina! Te sun eu mai târziu. Ok. Asta e fustița mea. Ce? Ce-a pățit? E atât de mică! Nu, 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 nu! Nu se poate întâmpla asta! Nu și blugii mei preferați, te rog! Iu, par să fie ok. Mai bine îi probez ca să fiu sigură. Haide, încăpeți! Trebuie să-i trag. Oh, n-are sens! Cred că s-au micșorat și ei! Blugii mei preferați! Distruși! Nu-mi vine să cred! Faza asta mi-a stricat ziua! Aproape că simt că m-au trădat! Nu am făcut decât să iubesc! Stai! Poate că merge să fac ceva! Ha, o să-i întorc pe dos! Trebuie să-i bag pe ambele picioare!
Și apoi o să-i trag până sus. Da, merge! Am păcălit pantalonii! Adio, fustă! Nu mai am nevoie de tine! Da! Blugii mei preferați încă mai trăiesc! Și arată la fel de bine ca înainte! În sfârșit pot să-mi încep ziua! Se pare că asta e casa! Ah, cred că e coletul meu! Poftim coletul, domnișoară! Da, ador să primesc pachete, iar ăsta e din Australia! Trebuie să deschid cutia asta! Hai, descociule, vreau să te desfaci! Of, e inutil! Ah, normal, o să folosesc foarfeca! Ha, așa, taie fix scociul! Trebuie să-l tai pe tot! În sfârșit, pot să-mi deschid cutia! Oh, nu! Foarfeca mi-a tăiat sacoul! Nu, e distrus total! Ce greșeală imensă! Eh, poate că am cum să rezolv situația asta? Ok, stai să-l îmbrac și să văd cum stă treaba! Acum am iar nevoie de foarfecă! O să încep să-l tai unde era deja despicat! Așa, o să tai până la capăt! Și acum pot să folosesc partea inferioară pe post de fustă! Nasturii o să o țină la locul ei! Așa, am o jachetă micuță și o fustă acum! Wow, arată fabulos! Clar am nevoie de o poză! Selfie-urile astea o să strângă atâtea like-uri! Da, asta e poza pe care o s-o trimit! Ah, sper să-i placă! Îi place? Îi se pare super cool! Da! Miam, miam, miam! Ce gust bun ai, domnule Pepene! Of, ce obosită sunt! Ce faci, frățioare? Bună! Mă joc de a... Ah, ce e? De ce țipi la mine? Oh, oh, nu, nu, nu! Ce față am! Arăt oribil! Ah, oglinda mea! Arăți ca un monstru! Ia de aici! Oh, uite ce-ai făcut! Nu vine să cred! Scuze, m-ai speriat! Trebuie să fug! Serios? Nu vine să cred că m-a lăsat pe mine să fac curat! Nu așa voiam să-mi petrec dimineața! Oh, ia stai așa! Asta e o plantă de aloe! Sigur îmi poate repara tenul! Ok, o să desfac o frunză de aloe! Și o să-i scot miezul gelatinos! Îl pun în blender! Și îl mărunțesc bine! Oh, ce lichefiat e! Și acum a devenit spumos! Gata, cred că e suficient! Acum o să-l torn într-un bol! O să adaug masca asta în bol! O să amestec bine totul și gata! Gata! Masca poate fi folosită! O să pun pe față! Oh, ce bine mă simt! Ar trebui să-și facă rapid efectul! Bără, m-am întors! Arăți tot ca un monstru! Vai de mine, ce exagerează! Și ce ciudat e! Dar hei, acum am pielea fină ca un bebeluș! Ia să-i o pun lui pe față! Am fugit! Și închide ochii! Și capodopra mea e gata! Cum ți se pare? E... diferit! Stai, diferit în sensul bun sau rău? Ce-a fost în mintea ta? Stai liniștită, pot să repar coafiura! Toată lumea adoră trandafirii! Ta-da! Serios? Zici că am fost târâtă printr-un tufiș! Dar asta e coafiura mea emblematică! Trebuie să fac ceva în legătură cu asta! Hmm, ce-aș putea folosi? Clema asta ar putea fi utilă! Știu ce trebuie să fac! O să încep prin a-mi prinde părul într-o coadă! Și apoi o să trag elasticul de păr un pic mai jos! O să-mi separ părul și o să trec codița prin el! Și o să folosesc clema ca să-l fixez! Wow, mi se potrivește! Și a fost așa de ușor! Wow, cum ai făcut asta? Gata! Renunț! Am plecat! Ha? Care-i problema ei? A fost doar o clemă! Oh, wow, ce ținută drăguță! Îmi place mult de tot! Oh, nu, e mult prea scumpă! Ia să mai verific o dată! Da, am buzunarele goale! Poate celălalt! La naiba, am doar un dolar!
Ok, trebuie să-mi o creez singură. No, no, în niciun caz. Asta clar nu. Ah, perfect, de asta aveam nevoie. Ah, serios, de unde a apărut gaura asta? Nu vine să cred. Stai, știu ce pot face. În regulă, am pantalonii găuriți și foarfecele. Trebuie să-i tai. O să încep de aici. Trebuie să am grijă să tai în linie dreaptă. Bun, apoi o să întorc foarfeca și o să merg în direcția asta. Uite și gaura, o să tai bucata din jurul ei. Gata, am transformat o pereche de pantaloni găuriți într-o bluză super simpatică. Sunt genială. Știi ce? Trebuie neapărat să-mi fac un selfie. În regulă, mi-am pregătit muzica și acum am nevoie de vopsea. Să trecem la vopsit. Așa, ce wow. Mult îmi place culoarea asta. Arată chiar bine. O să dau și aici. Ah, de ce nu e nimeni aici? Acum trebuie să-i dau un mesaj. Te aștept aici. Ce enervant. Ce-i asta? Oh, nu! Nu se poate! E proaspăt vopsită! Nu! Nu-mi vine să cred! Acum am mâna plină de vopsea! Stai așa! Oh, nu! Pantalonii mei! M-am așezat pe vopsea proaspătă! E oribil! De ce am pățit asta? Ce mă fac acum? Poate merge ștearsă! O să încerc să mă șterg pe mână mai întâi! Ah, nu funcționează! Poate pantalonii se curăță? Ah, nu pot scăpa de ea! E cel mai îngrozitor lucru pe care l-am pățit vreodată! Da, iese chiar bine! Îmi place! Fata aia plânge cumva? Ah, îmi pare rău pentru ea! Plânge, nu glumă! Oh, hei! Cred că am o soluție! Vorbești cumva cu mine? Ești singura persoană de pe stradă! Vino încoace! Ce-i drept? N-am nimic de pierdut! Vai, vai, vai! Nu mai plânge! Poftim, ia asta! Vai de mine! Scuze, căutam Batista, de fapt! Nu, lasă-mă în pace! Nu m-a ajuns deloc! Stai, stai, stai! What? Promit că te pot ajuta! Stai pe loc! Lasă-mă să te dau cu vopsea pe pantaloni! Gata, învârte-te, te rog! Mersi, iese super! Trebuie să colorezi și picioarele! O să dau cu galben pe exterior! Oh, arată extraordinar! Fac și partea cealaltă! Da, și mai multă vopsea! Mai multă vopsea peste tot! Wow, ce tare arată! Nu-mi vine să cred! Cu mare plăcere! Sunt foarte mulțumit de rezultat! Wow. Stai așa, trebuie să te plătesc pentru ce ai făcut! Wow, mulțumesc foarte mult! Pa! Nu-mi vine să cred cât de mulți bani mi-a dat! Hei, scuze că am întârziat, dar am ajuns! Am o veste proastă pentru tine! Da, trebuie să facem ceva mai întâi, vino cu mine! Okay. Ah, hei, te-ai întors! Uite, am un semn nou! Modele unice, 10 dolari! Hei, ce naiba? Unde ești? Scuze, scuze, acum sunt pe drum! Oh, nu! Ia uite ce de culori! Eu sunt îmbrăcat numai în alb! Sigur nu o să mă lase să intru! Oh, nu! Ups, e nasol de tot! Stai, tu ești acolo? Hei, mă vezi? Trebuie să fac ceva rapid. Mă pot ascunde undeva? Of, în Toblerone? E groaznic, dar e singura mea variantă. Bine, mă bag. Fix în Toblerone. Se pare că m-am înșelat. Iu, a fost cât pe ce. Aproape că mă văzuse. Bleah, e atât de scârbos aici. Au, ce naiba? Cariera mea artistică e oficial încheiată. Ha? Ce-i aici? Nu se poate, sclipici! Ok, am o farfurie și acum trebuie să pun niște sclipici pe ea. Roșul ăsta e așa frumos! Trebuie să fac o linie din el, urmează niște sclipici auriu. Îl pun pe tot. A treia culoare e verde, ăsta uimitor. Și apoi toate celelalte. E timpul să-mi presez mâna pe tot sclipiciul ăsta. Ia uite, atât de sclipitor, atât de strălucitor. Bun, o să ies din tomberon. Și acum mâinile mele. Da, niște ochelari amuzante să completeze lucrul ăsta. E timpul să ajung la petrecere. Mai ales că am întârziat deja. Iubi, îmi pare rău că mi-a luat atât să ajung aici. Nu pot să cred că m-ai făcut să aștept atât aici. Da, dar uite-te la tricoul meu, eu l-am făcut. Stai, tu l-ai făcut? Nu se poate, e impresionant. Hei, suntem pregătiți să intrăm la petrecere. Stați să mă uit un pic la voi doi. Ok, sunteți în regulă. Plantă, stai puțin aici și o să-ți dau să bei niște apă. De unde a căzut folia asta cu ceară? Nu te uita la mine! Încerc să mă epilez pe picioare, dar e foarte dureros!
Oh, pare dureros. Da, doare, doare foarte tare. Stai, știu cum pot să te ajut. Aloe, o să-ți tai frunza asta. Sper că nu te deranjează prea tare. O să tai de aici. Așa, e perfect. Ok, ai nevoie doar de frunza asta de aloe. Poftim? Ce să fac cu o frunză? Apasă-o puțin. O să înțelegi imediat ce și cum. S-o apăzici? Ah, wow, ce de gel conține! Și trebuie să-l aplic pe pielea înroșită? Da, masează-l bine. O să te ajute să te simți mai bine. Vezi? Gata! Nu te mai ustură piciorul, dar tot păros e. Te las, trebuie să plecăm. Stai, am nevoie de ajutor și aici. O să doară atât de tare. Ah, serios? Ok. Profesoara nu știe ce să facă. Ah, bună, prieteni. Vorbește cu noi, mă rog. Deci, oricum. Se crede atât de special. Ah, mi-a venit o idee. Ne vedem după ore, pa. E grozav să fii populară. Ah, bună. Stai să mă vad acum. Gabi o să adore noul meu stil. Uite-o! Stai! Are piercing-uri? O să arăt penibil fără ele. Se pare că o să-mi pun un cercel în nas. Te-ai rătăcit? Vreau să-mi fac un piercing șmecher. Nu pot să cred că fac asta. Nu te grăbi. Vezi ceva pe gustul tău? Pe asta. Pe ăla? Serios? Ok, dacă ești sigură. E posibil să te doară? De fapt, o să te doară. Încep să regret treaba asta. Mă simt amețită. Știam eu, se întâmplă mereu asta. Haide să trecem la treabă. Nici gând. Nu, iar. E a patra oară săptămâna asta când cineva pleacă plângând. Am nevoie de o slujbă nouă. A fost înfricoșător. Încă mai am dosarul ei. Ups. Stai puțin, pot să folosesc agrafa asta. Pot să-mi fac propriul piercing. O să tai agrafa pe jumătate cu cleștele ăsta. Apoi o să-mi o pun în nas. Un piercing fără durere. Jasmine, tu ești? Bună! Bună! Arăți grozav! Ai un cercel în nas? M-am gândit să încerc ceva diferit. Eu tocmai mi-am făcut două piercinguri noi. Sunt dependentă de ele. Efectiv, nu mă pot opri. Bună! Pa! Mă duc să caut mai multe agrafe. Iu, ce antrenament greu! Trebuie să mă odihnesc! Da, ce gogoașă apetisantă! O să fie delicioasă! Stai puțin! Asta nu e o gustare sănătoasă! În plus, avem o regulă strictă! Nu ai voie cu mâncare la sală! Serios? Și eu ce mă fac? A plecat? Oh, care-i faza? Ce-ai pățit? Ah, ți-e foame! Te ajut eu, nu-i bai! Ia uite! Poftim? Wow, nu cred! E incredibil! Nu vine să cred că ai adus pe furiș doi hamburgeri! Bună! Pot să intru, te rog? Nu cred! Vezi semnul ăsta? Nu ai voie cu mâncare! Glumești? Nu poți face o excepție? Oh, stai puțin! Ce bine arată! E în formă maximă! Sigur o să câștige meciul ăsta! Vreau și eu să arăt ca ea! Hei, lasă-mă să intru, ok? Sigur, sigur! Am o idee, super! Scuze, mă întorc imediat! Ok, am mănușile astea de box. O să iasă perfect! Am și niște bezele moi. O să încep prin a le alinia pe spatele mănușilor. Ha, ia uite, ce tare! Și ce de bezele moi! Hei, am venit pentru meci! Lasă-mă să intru! Unde mi-e jucătoarea? Hei, uite-o! Ce faci aici? Uite cât e ceasul! Tu, lasă-o să intre! Ne faci să întârziem! În regulă, sunteți amândouă în colțurile voastre? Bun, apropiați-vă de centru! Sunteți gata? Da? La luptă! Stai! Cred că am făcut o greșeală! Poftim! Ia de aici! Wow! Sunt delicioase! Da, super! Atenție!
Ce faci acolo? Oprește-te! Nu mânca mănușile de box! Hai, învinge-o! Fă o să sufere! Nu vine să cred că m-a bătut! Eram sigură că am exersat suficient! Am muncit atât de mult! Ce zi ratată! Stai puțin! Știu ce o să mă ajute să mă simt mai bine! Ceva bun! Am nevoie de ciocolată! Ce zi îngrozitoare! Care-i faza? Nu am voie cu mâncare și băutură în vestiar? Nu! Nu se poate! Nu pot accepta așa ceva! Am nevoie de întăriri! Așa, cu ce să încep? O să încep prin a răspunde la telefon! Hei, ce faci? Poftim? Ok, am înțeles! Sigur, nu-i bai! Ne vedem imediat! Ok, cum mă pot ajuta? Nu pot intra direct cu toate gustările astea! Trebuie să pot face ceva! Hei, asta cred că ar putea funcționa! Bun, am nevoie de punga asta de chipsuri. O să o ascund fix aici în față. Să nu uit de bomboane, o să le lipesc aici. Ok, cred că-i ajung gustările astea. Acum am nevoie de o jachetă. Cred că o să ascundă perfect gustările. O să închid fermoarul. Da, par plină de mușchi! Hei, ce faci? Am auzit că ai nevoie de ajutor. Wow! Ce naiba? Arăt impresionant, nu-i așa? Și ia uite! Nu sunt mușchi! Sunt toate gustările dulci și sărate de care ai nevoie! Sigur o să te ajute să te simți din nou bine? Da! Zahărul e soluția! Ce tare! În regulă! Acum sunt gata să-mi iau revanșa! Atenție! M-am întors! Uitați ce mușchi am! Vreau să-mi iau revanșa! Ești gata? Of, ce greu e! Da! Am câștigat! Te-am bătut! Sunt cea mai tare! Poftim! Nu vine să cred că am pierdut! Oh, ce zi îngrozitoare! Da, îmi plac bicepsii mei! Burgerul ăsta nu mă ajută să mă simt mai fericită și nici să fiu în formă! Hei! Da, ce e? Îmi fac exercițiile! Poți să mă ajuți? Vreau să arăt așa! Vreau și eu brațe tonifiate ca ea! Pare atât de puternică! Nu știu ce să zic. Ok, cred că te pot ajuta. Lasă-mă să te analizez puțin. Ești gata? Să-i dăm drumul! Vrei burgerul ăsta? Trebuie să faci câte un abdomen pentru fiecare mușcătură. Și acum pizza! Haide, trebuie să faci un efort! Încearcă să ajungi la ea! Fiu, ce greu a fost! Sunt epuizată! E aici? Mă vede? O să mănânc pe furii jeleurile astea. Le merit din plin! Stai puțin, am o idee și mai bună! Mi-a venit o idee apropo de dulciuri și de manșeta asta! Da! Fiți atenți la mine! Să nu-i de încheieturi! Manșete dulci! Sunt genială! Și n-am terminat! Și returi comestibile! Da! Super! Acum sunt gata să continui exercițiile! O să folosim asta la următorul set! Oh, nu! Nu mai am nevoie de asta! Serios? Wow! Trebuie să recunosc că m-a impresionat! A plecat! O să mănânc rapid ceva bun! Să nu spuneți nimănui! Bun, sunt gata! Tu? Salut! Bine ați venit la noi la sală! Ia uitați, vă plac mușchii mei? Am luat suplimente dintre astea! Da, nouă nu ne trebuie! Avem propriile suplimente! Am înțeles! Zi frumoasă! Bun! Hai să ne așezăm aici! Să uităm încoace? Nu, e ocupat cu altceva! Nu se uită la noi! Hai să o deschidem atunci! Ce de bomboane! Suntem geniale! Nu vine să cred că le-am adus pe furiș la sală! Hai să mai mâncăm câteva! Ce fac acolo? Pune-i rapid capacul la loc! Se uite la noi! Sigur au adus pe furiș ceva dulce! Lasă că le învăț eu minte! Am un plan! Fac altceva, deci pot să mă furișez prin spatele lor! Și eu să fac schimb între borcanele astea două! Gata! Retragerea! Vreau ceva bun! Of, mi s-a făcut cam foame! Îmi chiure stomacul! Da, și mie! Atunci soluția e să mai mâncăm niște dulciuri! Ok, suntem bine! Nu se uită la noi! Abia aștept să văd ce feți o să facă! Așa, în gură cu voi, bomboane delicioase! Hai la mama, bomboane delicioase! Ce naiba? Oprește-te! Ce naiba e asta? Sunt plină de pudră! Ce naiba? Nu cred! Imposibil! Uite ce mușchi am! Ce tare! Sunt plină de mușchi! Și nici măcar n-a trebuit să ridic greutăți! Ce zi genială!
abia aștept să-mi încep ziua cu ceva delicios. Oh, ce brioșe frumoase! Mersi mult, mama! Abia aștept să le mănânc. Bun, ia să vedem. De fapt, stai puțin. Da, antrenoarea mea n-ar fi deloc de acord cu acest mic dejun. Of, ce să fac? Știu! O să întorc poza invers ca să nu mă poată vedea. Ce deșteaptă sunt! Acum pot să mănânc micul dejun. Cum merge treaba, brioșă? Vii cu mine imediat! Da, ce bine că s-au terminat orele! Am nevoie de o pauză! Ia să-mi caut ciocolata ascunsă! Da! Ce naiba! Credeai că nu te văd? Ei bine, te-am văzut! Hai cu mine! Așa! V-am prins pe amândouă mâncând dulciuri! Treceți la treabă! Sigur! Fă rapid niște genuflexiuni ca să o calmăm! Ce se întâmplă aici? Vai de mine! Oh, mama! Ajută-mă! Imediat! Stai să-ți dau ceva de mâncare! Cârnatul ăsta e plin de proteine și o să-ți dea energie! Oh, la naiba! La sală interzis accesul cu mâncare! Stai puțin! Cred că mi-a venit o idee! O să modific coarda asta! O să-i dau jos mânerul ăsta și o să bag cârnatul în loc! O să împing coarda în cârnat! Așa! În loc de mânere, coarda are acum niște gustări cărnoase! O să o las aici ca să o poți găsi! Noroc! Ce genuflexiuni grele! Sunt epuizată! Gata! Ați făcut destule genuflexiuni! Acum avem nevoie de corzile astea! Poftim! Luați astea și treceți la treabă! Săriți coarda! Nu cred! Mama mi-a lăsat niște gustări ascunse! Hei! Îmi dai și mie unul, te rog? Ce bine arată! Nu știu ce să zic, nu vreau neapărat să văd filmul ăla! Stai puțin! Hei! Treceți la treabă! Vreau să vă văd sărind coarda! Ok! Nu mai atentă la noi! Dăm cărnatul înapoi! Ah, întârzi rău de tot! Ah! Cu ce sunt îmbrăcată? Sunt aproape gata! Are de centru, nu-i așa? Oh, haide, măi! Oh, sunt aproape gata! Iu! Și-am plecat! Ce e în neregulă cu asta? Am uitat să-mi iau cheile! Aș putea să mă duc să le iau, dar o să las urme prin casă! Ce scârbos! Nu pot să fac asta! Scârbos! Se pare că o să-i dau jos pe ăștia. Sau cel puțin pe unul dintre ei oricum. Și țopăim! Voi veniți cu mine! Iu! Și-am șters-o de aici! Am reușit! Stai! Telefonul meu! Nu pot să plec fără telefonul meu! Nu o să plec niciodată la timp! Oh, wow! Ia uite ce coafiuri! Le ador! Mi-ar prinde bine un look nou, dar care dintre ele? Hai să încercăm ceva! Îmi trebuie farfeca asta! O fac! Fii curajoasă! E doar păr! Nu! N-aș face asta dacă aș fi în locul tău! Crede-mă, am pățit-o pe pielea mea! Dă-mi farfeca! A fost cât pe ce! Nu o să am niciodată o coafiură nouă! Sau o să am? Cred că mi-a venit o idee! O să folosesc elasticul ăsta de păr ca să-mi fac o codiță și apoi o să dau peste cap. Acum o să-mi împletesc restul părului. O să arate atât de bine! Sunt aproape gata! Partea din spate e rezolvată! Acum o să separ părul din vârful capului și o să bag codița împletită. O trag până sus. Și acum bretonul! O să-mi folosesc placa de păr ca să-l aranjez. Un pic de căldură o să-l rezolve imediat. Și l-am aranjat! Gata! Arată grozav! Ar trebui să apară într-o revistă! Ce ți-ai făcut la păr? Nu înțeleg! Încă am farfeca? Sunt doar o stilistă bună! Chiar e atât de greu? E doar un ruj! Încetişor! Cum de fetele fac să pară treaba asta atât de simplă? Nu iese bine! E inutil! Buze perfecte ca de fiecare dată! Wow! Ce bine arată ea! Cred că am nevoie de un sfat! Bună, Gabi! Ah, ai ceva pe față! Ia șervețelul ăsta! Mersi! Rujul nu e greu de aplicat! Uite! Ia-ți nuanța preferată!
Apoi desenează o linie chiar pe centrul buzelor tale. Apoi atingeți buzele una de cealaltă. Glumești, nu? Ai încredere în mine. Recunoaște că ești impresionată. Wow, e uimitor! Urează-mi baftă! Desenez o linie. Apoi îmi ating buzele una de cealaltă. Gata! E distractiv! Wow, a mers! Bravo! Wow, ce bine am dormit! Ah, uite gustarea mea de azi noapte! Oh, e azi? Oh, nu! Am întârziat! Trebuie să mă grăbesc! Vai, părul meu e atât de gras! Nu e un lucru reușit! A ce miroase? Se pare că o să mă spăl pe cap! Stai! N-ar trebui să fie apă? Iuhu! Apă! Știu că ești acolo! Of! Ce mă fac acum? Poate merge să folosesc pudra asta de talc! O să o presar în tot capul! Apoi o să o frec bine! A mers perfect! Pudra de talc a absorbit grăsimea! Părul meu pare că a fost spălat! Acum sunt gata să fac poza! Ha? Ha? Ciu! Hai, noroc! Ok, trebuie să plec! Ce petrecere grozavă! Oh, ce drăguț e! Hei, îmi plac mișcările tale! Vai! Pe bune! Ce are ea și nu am eu? Poate că ar trebui să-mi flutur părul mai des! Dansezi atât de bine! De ce nu merge? Ce nedrept! Nu e vina mea că nu am un păr lung și frumos! Ești ok? Ce-ai pățit? Aș vrea să am și eu un păr ca al tău! Ăsta? Coafiura e cheia! Lasă-mă să te ajut! O să începem prin a scoate elasticul ăsta de păr și o să-l prindem un pic mai sus. O să facem o codiță aici. Apoi o să ridicăm și părul de pe lateral. O să folosim un alt elastic ca să prindem șuvițele astea în jurul codiței inițiale. Acum o să fixăm coada bine. Locul ăsta ți se potrivește! Ce zici? Nu se poate! Ăla-i părul meu? Mersi mult! Ești cea mai tare! Haide să dansăm! Hei, te-ai întors! Wow, asta e cea mai tare noapte! Flutură-ți părul ăla, dragă! Ura! Fetelor, puteți să aveți grijă! Ah, abia aștept să mă relaxez! Clar merită asta! Ok, să mă schimb în costumul meu de baie! Oh, nu! Costumul meu e distrus! La naiba! Am uitat de ciocolata aia de acolo! Nu mai am cum să-l port acum! Ce mă fac? Stai! Cred că știu cum să-mi salvez după amiaza! Ok, îmi trebuie materialul ăsta de la pălăria mea! Bun, se pare că am ceva material aici! Grozav! O să încep prin a-l pune în jurul taliei! Bun, e aproape ca o fustă! Drăguț! Dar n-am terminat! O să-l trag printre picioare! Și apoi o să-l bag pe sub nodul făcut! Acum o să rulez nițel marginea de sus! Și o să folosesc asta ca să fac un alt nod la spate! Gata! O să stea locului! Ta-da! Mi-am făcut un nou costum de baie! Și acum în sfârșit mă voi bronza! Dar să nu uit să mă hidratez! Wow! Ce costum de baie bombă! Nu te mai uita la ea! Să mergem! Chiar eu un costum reușit, dacă pot spune asta! Vai, ce obosit sunt! Și mai am atât de multe de făcut! Bine că mai am cafea! Vai de mine! Poate o să trag un pui de somn rapid! Așa, trebuie să mă machiez înainte de școală! Mi-am adus produsele și o să-mi pun oglinda fix aici! Hmm? Hei, tati, trezește-te! Wow, ce obosit am fost! Ai ceva pe față, uite, vezi? Oh, ce naiba! Trebuie să le dau jos! Oh, nu, ce cearcă ne-am! Arăt oribil! Poate te-ar ajuta asta? Nu! Ah, poate asta! Stai, știu care-i soluția! Vino aici, Aloe! Trebuie să-l ajuți pe tati! Chiar crezi că o să funcționeze? Da!
Mai întâi o să tai o frunză pe lungime. Tot gelul din interior se va scurge direct în blender. Apoi o să adaug și niște apă. E suficientă! Și o să scot frunza. Acum trebuie să amestec gelul și apa. Gata! E perfect! Am nevoie de recipientul ăsta. O să torn amestecul în gaura asta. O să mă opresc ca să nu se umple prea mult. Gata! Acum recipientul trebuie dat la congelator. O să aștept câteva minute ca să înghețe. Oare ce trebuie să mai fac azi? Oh, cred că a stat destul! Acum poate fi folosit. Ești gata, tati? Uite ce ți-am făcut! Un țurțure din gel de aloe! Poftim, ia-l! Trebuie doar să-l aplici pe zona de sub ochi. Așa, continuă! Nu te opri! Sunt sigură că va funcționa! Uite, vezi? Ți-a dispărut cercănul! Wow, sunt foarte impresionat! O să-l folosesc și sub celălalt ochi! Și îmi place și cum îmi răcorește pielea! Nu-mi vine să cred ce ușor l-ai făcut! M-ai salvat, scumpa mea! Trebuie să fug! Hei, scuze de întârziere, cum merge treaba? Greu, n-am dormit de câteva zile, arată îngrozitor! A, atunci trebuie neapărat să încerci ăsta, mi l-a făcut fica mea, hai să-ți arăt cum se folosește. Trebuie doar să-l treci pe zona de sub ochi. Oh, wow, ce bine se simte! Mulțumesc mult, o să continui eu acum! Cu plăcere! Bună ziua, v-am adus meniul de astăzi! Mersi! Vai de mine! Stă acolo singur! Se uită la mine! O să-i fac cu mâna! Ah, ce naiba? Ce-i în capul meu? Nu prea știe să flirteze! Oh, ce bine arată! Wow. Ce păr roșu extraordinar are! Ce drăguță e! Poftim! Asta-l interesează? Trebuie să recunosc că ăsta e unul dintre cele mai reușite torturi! Ah, trebuie să iau o comandă! Vin imediat! Bună! Ce vă pot aduce? Wow, ce de roșu! E culoarea mea preferată! Ce drăguț! Vreți să comandați ceva? A, sigur! Aha. Vreau asta, te rog! Stai! A spus că roșu e culoarea lui preferată? Nu am nimic roșu! Nici de îmbrăcat, nici în păr! Nu e corect! N-aveam de unde să știu asta! Și pe ea a băgat-o în seamă pentru că poartă un jorț roșu! E supărată foc că tipul ăla a flirtat cu mine! Asta e! Poftim comanda! Poftă bună! Nu vine să cred! Nu e corect! Mor de nervi! Gata, wow. V-am adus comanda! Poftim! Da, arată super! Toate legumele roșii care îmi plac! Bon apetit! Acum ce mai faci acolo? Mănâncă alimente roșii? Oh, nu! A mai intrat o fată îmbrăcată în roșu! Și ea i s-a părut frumoasă! Doar pentru că poartă haine roșii! Stai puțin! Poate dacă... sau aș putea să... Vai de mine! Cred că știu ce pot face! Ia să vedem, ce am la dispoziție în jur? A, evident, umbrela mea roșie! O să deschid! Ha! E timpul să transform umbrela asta într-o fustă! Ce mult îmi place forma ei și culoarea intensă! Se uită la mine! Bună! Ce faci? Vai de mine! Trebuie să-i dau neapărat floarea asta! Trandafirul ăsta mi-a amintit de tine pentru că ești minunată! Ah, mulțumesc foarte mult! Vrei să mergem la o plimbare împreună? Ha? Ce naiba e asta? O umbrelă? Abar n-am ce să fac cu ea. Na. Insulele mele. Și creioanele mele. Ok, sunt gata. Iau un loc. Ah, bun. Abia aștept. Mă bucur să aud asta. O să începem cu un pic de pudră. O să arăți fabulos. Ce urmează? Culoarea asta de far de ochi o să-ți stea grozav! Nu te mișca! Stai așa! Chiar te prinde bine! Ah, ne trebuie niște mascara! Ok, acum hai să-ți scoatem în evidență buzele alea! Ador produsul ăsta! Nu iese! Știu că e ceva acolo! Ah, ce enervant e! Ha, ador serialul ăsta! Ce ramen bun! Tipul ăla, Chris, mă amuză teribil! Sigur aveam o furculiță? Asta o să mă ajute! Pune tubul între dinții furculiței, apoi trage în sus! Glosul o să iasă! Nu o să irosești niciun strop de produs! Toarnă glosul într-un recipient! Nu mai am nevoie de astea! Glosul devine mult mai ușor de folosit! Nu mai e nevoie să mă chinui apăsând tuburi! Și pot să folosesc o pensulă de machiaj ca să-l aplic!
Trebuia să mă fi gândit la asta mai devreme. Arată grozav. Cred că am terminat. Wow! Ce zici? Wow, ce frumoase sunt! Ești atât de talentată! Mulțumesc!